Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Puternicul lui Israel să fie binecuvântat, Dumnezeul cerului și al pământului, făcătorul nostru, făcătorul fiecăruia dintre noi să fie binecuvântat. Fiecare picătură de mulțumire trebuie să o verbalizăm în cinstea Domnului, pentru că am avut un an în care numai Dumnezeu ne-a scos la mal. Ca biserică, ca familie și ca oameni, au venit nori negri, dar Dumnezeu a fost de partea noastră și i-a liniștit. Dumnezeu ne-a binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Sfinții Domnului, vom citi din Scripturi. Matei, capitolul 13. Matei, capitolul 13, versetul 1. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi. Și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroși și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrările pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme, și cum vine un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Amin. Până aici cuvântul Domnului, frați și surori, vă rog să vă reocupați locurile. Avem parte de o seară frumoasă datorită prezenței celui prea înalt, care ne cinstește venind la noi și binecuvântându-ne cu mângâieri. Avem parte de harul lui Dumnezeu să petrecem seara aceasta împreună. Este seara anului nou, ajunul anului nou. Suntem cu frații cu care am tras în jug anul acesta. Ne-am mai călcat pe picioare unul pe altul,
Pentru că așa se întâmplă când ești aproape cu cineva. Când astăzi am intrat în oficiu pastoral, înainte să venim în sanctuar cu frații, am îmbrățișat pe fiecare și pe unul l-am călcat pe picior din neatenție. El a avut un picior mai în față și eu unul mai în față și ne-am călcat pe picior. Mi-am cerut scuze, dar s-a întâmplat. Suntem aici cu oamenii care au tras în jug anul ăsta și sentimentul ăsta de satisfacție că l-am slujit pe Domnul este triumful sărbătorii noastre. Putem să punem anul acesta în pachet și să scriem pe el următoarele cuvinte. L-am trăit pentru Iisus Hristos. 31 decembrie 2011, semnătura mea. În seara aceasta de anul nou, ultima anului 2011, aș vrea să spun o predică care are drept scop să se integreze în simțămintele inimii noastre. Și predica aceasta am intitulat-o Vremea roadelor. Dumneavoastră știți că în agricultură viața începe primăvara și se încheie toamna târziu. Primăvara este vremea semănatului și a investiției. Toamna fiind vremea recoltării, a strângerii roadelor. După cum noi așteptăm de la pământ toamna să ne dea rod de care să ne bucurăm, tot așa Dumnezeu așteaptă de la noi, la sfârșitul anului, un rod de care să se bucure, un rod care să-L proslăvească pe El și numele Lui cel Sfânt. Pilda semănătorului prezintă un om, un agricultor, care a semănat aceeași calitate și cantitate de sămânță în 4 pământuri diferite. Ciudat este faptul că fiecare bucată de pământ dintre cele 4 a dat rod diferit unul de celălalt. În ciuda faptului că în fiecare pământ s-a pus aceeași calitate și aceeași cantitate de sămânță. Ideea pildei este că diferența cantității rodului este dată de diferența calității pământului. Morala pildei este că investiția din timpul primăverii califică pe agricultor, dar calitatea și cantitatea rodului toamna califică pământul care dă rod. Pentru că agricultorul nu poate să facă mai mult decât să pregătească terenul, să pună sămânța și apoi să îngrijească planta care se ridică. Dar după cum bine știm, calitatea pământului hotărăște ce se va întâmpla cu munca agricultorului. În zona de unde eu vin, un sat lângă orașul Giurgiu, erau pământuri bune pe care le aveau oamenii cu vază și pământuri rele pe care le aveau ceilalți. În fiecare zonă este așa. Observați că suntem în seara aceasta înaintea Domnului, la sfârșit de an, și Dumnezeu a venit să strângă rodul. A fost o zi în anul ăsta numită 1 ianuarie și apoi încă 363 de zile. Și în fiecare dintre ele, Dumnezeu, ca un gospodar bun, înțelept și priceput, a investit. În viața mea a pus o sămânță de calitate. A făcut lucrul la vremea potrivită și lucru de calitate. Și cu băgare de seamă și cu înțelepciune și pricepere a lucrat Dumnezeu. Dar sezonul a trecut și a venit vremea strângerii roadelor. Și vremea aceea este astăzi. Și Dumnezeu vine în fața mea, vine la mine și vine la dumneata și spune, dă-mi rodul. Uitându-ne în Scriptură, în Ioan, prima epistolă, capitolul 2, versetul 8, ucenicul Domnului spune, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci dimpotrivă voi să primiți o răsplată deplină. Cine nu are rod, nu are răsplată.
Și apostolul ne îndeamnă să avem grijă să nu ne pierdem rodul, că dacă ne-am pierdut rodul, ne-am pierdut răsplata. Mai mult de atât, Ieremia spunea, eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărurchii, rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Există un rod în 31 decembrie. Există un rod al vorbirii, un rod al acțiunilor, un rod al motivațiilor, un rod al anturajului, al prieteniilor, un rod al slujirii, un rod al familiei, există un rod al purtării, un rod al vorbirii la telefon. Tot ce mișcă râu, ramul, vorba poetului, are un rod. Dacă pui un bob de porumb, iese ceva, dacă pui un bob de grâu, iese ceva, dacă pui un bob de mărăcine, iese ceva, dar ceva diferit. Tot ce am făcut a fost o sămânță pusă în pământ. De la 1 ianuarie până la 30 decembrie am tot pus semințe în pământ. Și la 31 decembrie a venit stăpânul să ia rodul. Bine de cel neprihănit, lui merge bine că se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui merge rău că își va culege rodul faptelor lui rele. Ce aș mai fi putut face viei mele și n-am făcut? Vă aduceți aminte de Isaia 5:4? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici în timp ce eu, Domnul, mă așteptam să facă struguri buni? Vremea roadelor. Investiția lui Dumnezeu în anul 2011 în viețile noastre, în familiile noastre și în Biserica Betania a fost o investiție de calitate. Și o investiție cantitativă până la abundență. Rodul vieții noastre la acest sfârșit de an este diferit de la o persoană la alta, de la o familie la alta, de la un departament la altul. Fiecare ce a semănat, aceea strânge. Există o consecință naturală în viețile oamenilor numită strângerea recoltei. Fie că minți sau spui adevărul, într-o zi vei strânge rodul. Fie că cinstești respectând sau bârfești criticând și judecând, într-o zi vei strânge rodul. Fie că faci un lucru de calitate pentru Domnul sau nu faci nimic, într-o zi vei strânge rodul. Astăzi, pentru anul 2011, este vremea roadelor. Dumnezeu a investit egal, dar noi am rodit diferit. Dacă v-ați duce la casierie la fratele George Bujdei, să-i cereți situația donațiilor pe anul 2011, veți constata diferențe de donații. Dacă ați măsura orele de lucru pe care le-au investit sfinții de la Betania în lucrarea lui Dumnezeu, văzut sau nevăzut, veți constata că totalul orelor de lucru este diferit de la o persoană la alta. În toate privințele există mari diferențe între noi. Și diferențele acestea se văd astăzi. Până astăzi toți am fost pe ogor. Unul a semănat, altul a udat, unul a rupt o buruiană, unul s-a odihnit. Fiecare a făcut pe câte ceva, a fost în ogorul Domnului. Dar astăzi sezonul acesta de semănat și secerat s-a încheiat. Și acum vine stăpânul cu cântarul să cântărească rodul. El nu cântărește impresiile noastre, cântărește rodul. El nu cântărește scuzele noastre, cântărește rodul. El nu cântărește justificările noastre, el cântărește rodul. Așișderea, adică la fel. La fel ca astă seară, într-o zi, va fi ultima strigare și ultima cântărire. Nu la încheiere de an, ci la încheiere de viață. Și dacă anul acesta probabil mai putem schimba ceva, prin harul Domnului urmează un an nou, dacă vom avea parte de el. La încheiere de viață nu se mai poate face nimic. De aceea ar fi bine în această seară să accepți cuvântul acesta, să îl trăiești pur și simplu ridicându-te la nivelul lui, pentru ca în felul acesta să ai o pregătire
a întâlnirii finale cu împăratul. Strângerea roadelor anul acesta pentru mine este strângerea cu numărul 49. E adevărat că ăștia s-au îndeviat și au fost vreo 15 de inconștiență, încă vreo 6 de ignoranță și de-abia de la 21 încolo se măsoară că de atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dar vreau numai să spun că nu e prima cântărire a roadelor, dar s-ar putea să fie ultima. Haideți să ne întoarcem la pildă și să luăm aminte, pentru că este cuvântul Domnului. Mai întâi să definim termenii pe care îi folosește Domnul în această povestire imaginară pe care El o spune, în pilda aceasta, în parabola asta. Domnul însuși explică termenii atunci când afirmă că semănătorul este Domnul Hristos. Zice pilda, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Domnul Iisus este semănătorul, dar de atunci până astăzi tot se seamănă în numele Lui. Și fiecare predicator, fiecare om care vorbește în numele Domnului, este un mic semănător, un mic lucrător în ogorul lui Dumnezeu. Pavel spunea, vai de mine dacă nu sădesc, dacă nu vestesc Evanghelia. Dumnezeu a semănat din belșug în inima noastră în anul 2011. Câte studii biblice am avut, câte predici, câte seminarii, câte conferințe, câte ședințe, câte întâlniri de orientare, de câte ori ne-am întâlnit, de 3, 4, 5, 10 ori în fiecare săptămână, ședințe peste ședințe, întâlniri peste întâlniri. Cum e cu baticul? Am rezolvat-o cum e cu baticul. Cum e cu fusta scurtă? Am rezolvat-o cum e cu fusta scurtă. Cum e cu indecența? Am rezolvat-o cum e cu indecența. Pe toate le știm, teoretic, cum e cu. Pe toate le știm. Însă nu întotdeauna oamenii fac tot ceea ce știu sau se feresc de tot ceea ce știu că nu-i bine să faci. Domnul a semănat în inima noastră din abundență. Mi-aduc aminte că eram copil și bunicul meu într-un an mi-a spus, mergem să întoarcem porumbul. Expresia întoarcem porumbul înseamnă că mai mergi să semeni încă o dată în același pământ la un interval de câteva săptămâni. Pentru că prima semănătură, probabil că porumbul n-a fost de calitate, nu știu de ce, dar mi-a zis el, mergem să întoarcem porumbul. Și zic, mai semeni încă o dată? Da. Dar zic, dacă iese porumb prea mult? Și el mi-a răspuns, dacă iese porumb prea mult, nu-i nicio problemă, că atunci când se face mai măricel, îl rărim. Dar dacă nu-i deloc, nu-l mai putem pune. Domnul a întors cuvântul pentru noi anul ăsta cu vârf și îndesat. V-ați plictisit de atâtea predici. V-ați săturat. Joia 2, duminica 3-4, marțea îndemnuri consistente, lunea seminarii, sâmbăta conferințe, cuvânt peste cuvânt. Care este omul ăla însetat să spună fratelui Gi, vină la mine acasă și explică-mi cum e cu baticul? Acum tot am rămas cu baticul. Am dat un exemplu doar. Nimeni nu mai este interesat de subiectul ăsta. Toți oamenii au cuvântul întors, în sensul că s-a semănat după semănat. Domnul și-a făcut datoria. Nu putem să-i spunem în seara asta semănătorului, n-am avut predicator, n-am avut scripturi, nu ne-a mai lăsat poliția să ne întâlnim la adunare. Nu! Înaintea lui Dumnezeu recunoaștem că și-a făcut datoria Dumnezeu cu vârf și îndesat. Lăudat să fie Domnul! Pilda spune în continuare despre Domnul Iisus. Uneori a renunțat la mâncare ca să-i vorbească femeii din Samaria la fântână. Alteori a renunțat la somn ca să-i vorbească lui Nicodim, care a venit noaptea să asculte cuvântul. Câteodată și-a riscat imaginea publică, când fiind într-o casă, în casa fariseului, a semănat sămânța în inima unei femei păcătoase și fariseul l-a judecat și spunea, dacă ar ști cine e femeia, dacă era el fiul lui Dumnezeu, ar fi știut cine e femeia asta. Și el l-a subapreciat și l-a disprețuit pe Domnul în inima lui, fără să aibă dreptate, crezând că Domnul nu știe cu cine stătea de vorbă, dar Domnul a vrut ca fiecare inimă
să aibă sămânța Evangheliei, pentru ca să vină la pocăință și să fie mântuit, să nu meargă în iad. Ce bine este că și în sufletul ăsta de om a fost semănată sămânța și în sufletul dumitale, și astăzi suntem niște oameni în sufletul cărora sămânța a încolțit și este o plantă mare. Este mântuirea lui Dumnezeu care este pusă în vasele astea de lut. Este conținutul dumnezeiesc în ambalajul ăsta uman. Ambalajul e imperfect, conținutul însă este de-a dreptul desăvârșit, lăudat să fie Domnul. Și Domnul continuă cu explicația spunând, sămânța este cuvântul împărăției, adică subiectul predicii Domnului Iisus. El tot despre împărăție a vorbit. Sămânța este Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu, predicat de apostoli. Observați, există o singură sămânță. Nu există sămânță de calitate superioară și inferioară. Nu există alternativă la sămânță, există o singură sămânță, Scriptura. Și atât. Și al treilea element pe care îl explică Domnul Iisus, pe lângă muncitorul care lucrează pământul, sămânța care o folosește punând-o în pământ ca să crească planta, mai este pământul, solul în care se cultivă sămânța, și aceasta este inima omului. Observați că pe de o parte agricultorul este agricultor, dar el este simbolul lui Dumnezeu care seamănă. Sămânța e boaba aceea, dar ea este simbolul Evangheliei care ne este predicat. Iar pământul e pământul de afară de care ne murdărim noi pantofii. Dar el este și inima omului în care este așezată sămânța, adică Evanghelia. Cu alte cuvinte, agricultorul pune sămânța în pământ, iar Dumnezeu pune Evanghelia în inimile oamenilor. Slăvit să fie Domnul! Aceasta este toată problema. Dumnezeu a luat sămânță și a pus în inima tuturor oamenilor, după cum agricultorul a luat sămânță și a pus în toate cele patru pământuri pe care le avea. Avea un pământ aici, unul peste deal, unul lângă iaz și unul lângă șosea. Imaginar! Și acum începe anul 2011. După ce semănătorul termină de investit și de semănat, vine vremea roadelor. Și când se duce să strângă rod, ce credeți că s-a întâmplat? Un pământ produce, celelalte trei nu. Wow, nici măcar jumătate-jumătate. Frații mei, am luat pilda aceasta ca să o pun pe mine, ca o radiografie, și pe dumneata, și să te întreb, anul acesta, ce fel de pământ ai fost dintre cele patru? Știu, fiecare dintre noi are o părere bună despre el, dar nu asta te-am întrebat. Haide să procedem, adică haide să trecem la explicarea cuvântului lui Dumnezeu. Observați că Domnul Iisus explică cuvântul, spune pilda și el o și interpretează, ca să nu avem probleme de interpretare. Acestea sunt cele mai ușoare predici din Scriptură, fiindcă Domnul spune pilda și tot el o tălmăcește. Așa că predicatorul n-are cum greși. În consecință, în această seară, eu nici să vreau nu pot greși, că spun ce a tălmăcit Iisus. Primul pământ, pământul de la marginea drumului, Domnul îl numește pământ bătătorit. Această categorie de pământ este bătătorit ori de trecători, ori de animale, ori de mijloace de transport. De aceea când arunci sămânța, nu se întâmplă nimic, pentru că sămânța nu poate intra în pământ. Predica nu poate intra în inimă. De ce nu poate intra în inimă? E inima bătătorită. Într-o inimă bătătorită, niciun predicator nu poate pune predica. Nici Billy Graham, nici măcar Domnul Iisus. Când Domnul Iisus a predicat în Nazaret, nu l-a ascultat nimeni. Și el a trebuit să plece și a făcut afirmația deja celebră că prorocul în patria lui nu are succes. Atunci când a predicat păcătoșilor, păcătoșii l-au ascultat, aveau inima moale. Când a predicat fariseilor, fariseii nu l-au ascultat, dimpotrivă l-au disprețuit și l-au batjocorit, că aveau inima împietrită. Inima era bătătorită. Luați dumneavoastră cea mai calitativă sămânță și puneți-o undeva unde pământul e bătătorit.
și veți vedea că sămânța va putrezi, dar nu în pământ, ci deasupra pământului, pentru că pământul e închis, e bătătorit. Sunt inimi bătătorite în care nu mai ajunge sămânța. Și atunci încep scuzele, justificările și acuzațiile. Că sămânța nu-i parfumată, că sămânța nu-i colorată, că sămânța nu e semănată cu tractor de la roșu, ci cu de la verde, ci că sămânța nu e semănată cu semănătoare de-aia făcută în Germania, ci e semănată cu de-aia făcută în Rusia. Și atunci pământul se închide pentru orice motiv. Că nu-i place una, că nu-i place alta, că nu-i place una, că nu-i place ce pălărie are semănătorul, că nu-i place ce traistă are semănătorul și o grămadă de lucruri la pământ nu-i mai place și se închide. Și atunci vine semănător după semănător, spune, las că mă duc eu. Și mai vine unul și mai aruncă și el, mai întoarce și el sămânța, degeaba, că e lemn, e beton și nu se întâmplă nimic. Și poți să semeni, este risipă de sămânță. Nu se întâmplă nimic. Și semănătorul săracul mai seamănă, dar nu se întâmplă nimic. Acum, dacă te duci la pământul ăsta toamna să strângi ceva, îți faci nervi? Îl pui de vânzare? Păi ce să faci cu un pământ ca ăsta? Plătești taxă la el pentru ce? Să aibă păsările ce mânca? Să ai unde te duce cu sapa în spinare? Să ai ce plăti la ăla cu tractorul să ducă să mai întoarcă o dată sămânța? Ăsta-i business? Cât rod poți să strângi de aici? Păi nu poți. Observați că Domnul spune, e călcată în picioare de trecători, e mâncată de păsările cerului. Cine pot fi trecătorii care calcă în picioare inima omului? Gândiți-vă numai la următorul lucru. Un anturaj nepotrivit. Ați cunoscut vreodată o fată sau un băiat de treabă, crescut cu grijă de părinți și în virtutea împrejurărilor vieții, pregătirii intelectuale sau profesionale, a ajuns cu niște derbedei să se facă prieteni și a devenit și el derbedeu. Și tata și mama nu mai pot scoate capul în lume, nu mai pot veni la biserică de rușine, pentru că copilul lor, fata lor, băiatul lor a ajuns ce a ajuns. Și se uită oamenii și spun, un anturaj nesănătos poate strica inima unui om. Era o inimă sensibilă la Evanghelie. Îi dătea o lacrimă în timpul unei predici sau a unei rugăciuni, venea la stăruință, dar s-a dus. A venit anturajul, l-a luat și l-a dus departe de Dumnezeu. Și acum inima este tare ca piatra. Nu mai poți să faci nimic. Degeaba predici, că nu se întâmplă nimic. Dacă îl cheamă mama, nici nu stă de vorbă cu ea. Dacă îl cheamă tata, nu se întâmplă nimic. Dar păstorul dacă îl sună, nu, nici nu-i răspunde. Cine e el? Nu vrea să stea de vorbă cu nimeni. Nimeni nu mai are acces la inima lui. Nici Dumnezeu nu mai are dreptul să-l mustre. Dacă vine la adunare, spune, ce domne predicator ăștia toată ziua, nu-s decât cu mustrarea. Pe el nici Dumnezeu nu mai are dreptul să-l mustre. El trebuie apreciat și lăudat. Un anturaj nesănătos poate suci mintea unui om serios. De multe ori, căsătoriile se fac în contextul unui anturaj nesănătos. Și aproape sigur, căsătoriile acelea, dacă nu sunt ratate, devin niște căsătorii greu de purtat și de obicei cel care a fost atras în anturaj poartă povara, că celălalt nu-l interesează. Dar cel credincios realizează cu cine s-a căsătorit și trebuie să poarte povara, e o povară grea, nimeni nu o știe decât cei implicați și rudele apropiate. Lucrul ăsta se poate întâmpla în contextul căsătoriei sau în alte împrejurări ale vieții. Un lucru este clar. Anturajul este ca un trecător care calcă în picioare sensibilitatea unei inimi. Obiceiuri, valori sau priorități greșite pe care un om le are, îi împietrește inima. Uitați ce se întâmplă. Dacă un tânăr odată trage un fum dintr-o țigară, dacă a început, să știți că nu se va opri foarte probabil,
și va continua cu o țigare, cu un pachet și cu a deveni fumător pentru o vreme. Ar vrea să se mai lase, dar automatismul comportamental s-a instalat. Am dat exemplu cu țigările, dar pot da exemple mii. Am vrut numai să vă spun că mama sa nu l-a învățat să fumeze, nu i-a cumpărat taică s-o țigări. Dar el a dobândit niște obiceiuri stricate și inima lui a început să se închidă. Că să știți că cine se apucă de țigări, de alcool și de prostii, o lasă moale cu adunarea. Că nu mai poate să stea acolo să sufere predica, că numai așa-i vine predica. Numai așa-i vine. Și să stai să iei 10, 100 de castane într-o predică, nu vrei, mai bine pleci. Nu suferă în adunare. Se duce la apă, se mai duce, se întoarce, se duce, se întoarce. Nu poate să sufere, că predica e o continuă mustrare. El știe ce e în viața lui. Nu mai poate să asculte. Dumnezeu țipă la el efectiv prin predică. Se roagă de el efectiv prin predică. Dar inima lui e împietrită. Mâncată de păsările cerului, pasărea neatenției față de lucrurile spirituale, pasărea lipsei de interes pentru Biblie sau sub aprecierea predicilor, pasărea absenței creșterii spirituale, pasărea întunericului spiritual sau pasărea legăturilor păcatului din viața personală. Fraților, credeți dumneavoastră că va merge din pocăință în pocăință cel care o lasă mai rar cu adunarea? Mai întâi începe cu marțea, seara de rugăciune, nu mai vine. Apoi continuă cu joia, nu mai vine. Apoi începe cu duminică dimineața, nu mai vine. Și mai rămâne un singur program, duminică seara. Oameni buni, dacă ai mâncat doar duminică seara, eu te asigur că te mormântăm în 2 săptămâni. Cum să fii un creștin puternic? Ce poți să aduci Domnului în seara asta ca rod? Cât de mare să fie rodul? Păi în cap într-o mâniță de copil, de baby. Știți de ce? Pentru simplu fapt că s-a bătătorit. Nu așa s-a născut, dar a fost un proces de bătătorire. N-a mai citit Biblia, nu s-a mai rugat, n-a mai venit la adunare, a început să o refuze pe mama, să se certe cu tata, să se contrazică cu frații mai mari, să nu mai vină la tineret, să nu mai recite, să plece din fanfară sau din corul de fete sau din alte formații. Ocolește biserica, abordează o atitudine de libertinaj față de lucrurile sfinte, spune, prea mult stăm în picioare, e prea lung programul, dar decât fraților să-l facem? Așa, 4-5 de minute, o cântărică, o predicuță, o rugăciunică și am plecat acasă. Dar la masă cât să stai? Cam o oră jumate. Și câte steak-uri să mănânci? 2-3. Cu lucrurile lumești cât mai mult. Hai să jucăm un meci de fotbal. 10 minute. Păi mai nici nu merg dacă joc 10 minute. Dar nu ți-ajunge 10 minute. Nu, dar cât vrei? O oră jumate. La fotbal trebuie o oră jumate. La adunare trebuie 45 de minute. Oameni buni, ce judecată este asta? Dacă lucrurile spirituale sunt importante și dacă există un 31 decembrie într-o zi, atunci venim cu rodul. Este inima bătătorită? Fiecare dintre noi știm cât de bătătorită sau de nebătătorită este. Însă un lucru e clar, astăzi este 31 decembrie. Indiferent cum e inima noastră, astăzi este 31 decembrie. Ca și drumul bătătorit în care nu pătrunde sămânța. Așa e inima omului bătătorită în care nu pătrunde Evanghelia. Problema acestui om este că are inima și mintea bătătorită de păcat și insensibilă față de Domnul. Dragii mei, un astfel de om poate să fi fost taică-so, proroc, păstor sau președinte de cult. Nu-l ajută la nimic, pentru că inima lui este bătătorită și cuvântul nu-l pot spune decât în inimă, iar inima este de fier, e metalică, e de inox. Acesta este primul cuvânt, acesta este primul pământ, aceasta este prima categorie. Și omul ăsta pe 31 decembrie vrea să aducă rod, dar nu are. Și Dumnezeu se uită la el și îi pune notă. Ca ucenici ar trebui să ne întrebăm, nu cumva sunt eu? A doua calitate de pământ. Domnul spune, locuri stâncoase, împietritul sau mofturosul. Locurile stâncoase.
Acest sol îl reprezintă pe ascultătorul care aude cuvântul și imediat îl primește. El nu este un om bătătorit, el are inima foarte sensibilă. Oamenii din această categorie sunt caracterizați. Spune Biblia, când vine ispita, cad. Nu se pot împotrivi, nu sunt tari în credință. Sunt foarte flexibili, sunt foarte nestatornici. Cea mai mică ispită, dacă vin doi colegi de la școală și îl spun, băi, haide să mergem la pool, nu te mai duce la biserică, mergem la strand, facem o baie, stăm la soare, sărim de pe trambulină, lasă cu biserica că vara e scurtă la Chicago, profită un pic, se duce la strand. Duminica viitoare vine altcineva și spune, băi, hai să vedem un pic care face mai mult fum cu roata din spate. Las că vine iarna și nu o să ne mai putem întrece cu motorul. Hai acum să vedem. E foarte ușor de înduplecat, nu poate să zică nu. E foarte vulnerabil la ispită. E un om cu o pânză foarte subțire în fața lui. Nu poate să refuze, nu poate să zică nu, imediat cade. Cum a venit un necaz, cum a venit o problemă, cum a venit o nemulțumire, cum a venit o neîmplinire, el imediat se supără, se enervează, devine mofturos, devine nemulțumitor și spune de astăzi încolo, cu mine ați terminat. Și se ține de cuvânt. De ce? El are argumentele lui, dar argumentele sunt firești, sunt omenești. Pe 31 decembrie argumentele nu sunt rod, justificările nu-s rod. Stăpânul nu are nevoie de argumentele și de justificările cuiva, ci de rod. Unde-i rodul? Rodul conduce la răsplată. Dacă e vorba de scuze, fiecare dintre noi avem un sac. Dacă cineva nu mai vrea să lucreze, poate găsi suficiente argumente ca să nu lucreze. Dacă cineva nu mai vrea să dăruiască, poate găsi suficiente motive să nu dăruiască. Dacă cineva nu mai vrea să cânte, poate să găsească suficiente argumente să nu mai cânte. Dacă cineva nu mai vrea să predice, sau nu mai vrea să stea la ușă, sau la sune, sau la Betanile, sau oriunde în biserica asta, va găsi multe argumente să explice, eu nu mai vreau din cutare motiv. Atenție! Dar dacă vrea să rămână, poate să treacă peste orice și să rămână. Și dumneavoastră știți că este adevărat. Scriptura ne spune despre faptul că locurile stâncoase sunt o circumstanță, un spațiu unde sămânța, deși cade, promite, se întâmplă ceva, în timp se usucă și nu ajunge la rod, nu ajunge la coacere. Începutul este bun. Știți dumneavoastră câți oameni au venit la biserică o vreme, unii chiar s-au botezat? Unii chiar au mers la o formație, au stat de vorbă cu dirijorul care vrea să cânte, să fie membru și nu știu ce s-a întâmplat. Cineva mi-a spus că nu mai vine la biserică, că îl deranjează rugăciunea în comun. Mă gândeam, ce poți să faci? Acum să nu ne mai rugăm în comun pentru el, păi eu vă asigur că va găsi altceva. Nu putem să scoatem rugăciunea în comun, pentru că e nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar el a spus, eu nu mai vin la biserică pentru că mă deranjează rugăciunea în comun. Și vă pot da 5-6 exemple de alte și de alte lucruri, aproape că îți vine să râzi. Dar el în inima lui, pentru motivul ăla, nu mai vine la biserică. A ieșit sămânța, a încolțit un pic, s-a întâmplat ceva, dar n-a fost statornic. A venit un necaz, a venit o nemulțumire, a venit un accident, o criză. Cineva i-a zis, hei, tu ce cauți aici? I-a zis ceva ce nu-i plăcea. Și atât de sensibil a fost încât a renunțat la Domnul la biserică, s-a dus și dus a fost. Cine să meargă după el? Că nu mai vrea să se întoarcă. Nu vrea să mai stea de vorbă cu nimeni, e supărat. Și pentru omul acesta, orică e acum aici, orică e acasă, există un 31 decembrie. Și mai există ceva. Există o zi în care își va pune mânuțele pe piept. Și atunci, faptul că l-a deranjat rugăciunea în comun, fraților, nu funcționează. Faptul că l-a deranjat nu știu ce formație sau nu știu ce ușier, că nu știți dumneavoastră pretențiile omenești, nu funcționează. 31 decembrie nu este vremea scuzelor, este vremea roadelor. Pământul numărul 3, între spini, materialistul sau pătimașul,
Scriptura ne spune că această categorie de pământ îl reprezintă pe cel ce aude cuvântul, dar grijile lumești, înșelăciunea bogățiilor, plăcerile vieții și îngrijorările veacului acestuia. Haideți să le luăm pe rând fără explicație. Grijuri lumești. Grijuri lumești. N-au legătură cu viața spirituală. Au legătură cu lucrurile din lume. Grijurile lumești. Nu e acesta un motiv pentru care unii oameni uneori nu vin la biserică? Ba da. Vor să se roage, dar n-au minte acolo pentru că este prizonieră grijurilor din lume. Vor să citească în Scriptură, dar se pierd undeva la jumătatea versetului și mintea le evadează din Scriptură și în timp ce au Biblia în mână, ei se gândesc la lucrurile care îi robesc. Ei, Domnul când a spus asta, n-a vrut să jignească pe cineva, a vrut numai să-l facă atent, grijurile acestea sunt cineva cu pușca care te omoară, îți omoară sufletul. Și vine 31 decembrie și ai mânuțele goale. Înșelăciunea bogățiilor, asta înseamnă că bogăția promite și că nu se ține de cuvânt, te înșelă, te păcălește. Care e astăzi cel mai mare idol sau unul dintre cei mai mari? Înșelăciunea bogățiilor. Eu nu mă refer aici la munca pentru existență, nu. Nici nu mă refer aici la posibile rezerve pentru bătrânețe, nu. Mă refer aici la înșelăciunea bogățiilor și Domnul a știut ce spune. Un astfel de om nu-i mai stă gândul la slujire și nu mai are chef să facă nimic voluntar pentru Domnul, pentru că el toate lucrurile le măsoară prin prisma bogățiilor. Absolut toate. Plăcerile vieții, un alt lucru, este o altă metodă, sau îngrijorările veacului acestuia. Ultimul pământ, pământul bun, pământul roditor. Observați că pământul roditor nu rodește tot la fel de mult. Scriptura ne spune că a rodit diferit. Dumneavoastră v-ați uitat în Biblie și împreună am citit, unul rodește 100, altul 60 și altul 30. Vreau să vă întreb, cel care rodește 100 va fi ispitit să-l disprețuiască pe cel cu 30 sau nu va fi? Omenește, nu duhovnicește, va fi ispitit, va fi. El va trebui să învingă ispita. Aici la Amvon vin predicatori care au o chemare mai bună și predicatori care au o chemare mai slabă. Coriștii, unii au voci extraordinare și de obicei dirijorii folosesc ca și soliști, alții au voci bune doar. Tot la fel se întâmplă și în oricare domeniu al slujirii. Marea problemă nu este dacă ești de solo sau nu, ci dacă ești în cor sau nu. Asta e problema. Marea problemă nu este dacă te pun dirijorii să faci solo sau nu. Asta nu e problemă. Marea problemă este dacă ești în cor sau nu. Marea problemă nu ești dacă la ușă fiind ești cel mai sociabil și cel mai politicos cu cei care vin. Nu asta e cea mai mare problemă. Marea problemă este dacă vrei să stai acolo și într-o paranteză să nu spun uneori îți faci dușmani sau spui frate Luigi lasă-mă în pace că vreau și eu să stau liniștit pe scaun să ascult predica, nu eu vin la adunare dar nu sunt niciodată în biserică. Și soția îmi spune băi iar se uită la urât la mine cu ăsta ce ai mai făcut? Păi am zis să. Marea problemă nu este dacă faci lucrurile de 100 de boabe, de 60 sau de 30, ci marea problemă este dacă ai boabe în mână sau nu. Că și ăla cu 30, și ăla cu 60, și ăla cu 100 va auzi vocea care va spune, vino rob bun și credincios. Nu numai soliștii, nu, tot corul. Frați dragi, este 31 decembrie. Dacă am împărțit viața spirituală, viața de biserică, pe categorii concrete și ne-am întrebat aici cât rod ai adus, la capitolul muzical, exceptând formațiile, ori că știu să cânte la un instrument, ori că au voce, ceilalți la capitolul ăsta, n-avem rod. Dărnicie financiară. Punctualitate și prezență la biserică.
împărtășirea cu cina Domnului, acceptarea poziției de voluntariat într-un loc unde am dar să lucrez și timp, dar vreau. Ziua voluntarului, spre exemplu. Mesele de dragoste. Fiecare dintre noi mergem acolo și ne uităm, mai ales bărbații, după mititei. Asta e problema românilor. Dar trebuie să acceptăm că trebuie să fie cineva să-i coacă. Și vara de obicei e cald. Și cine stă acolo să-i intre fumul în ochi de la ora 9, când începe grătarul, până la ora 3-4, când se stinge? Cine stă în fum? Și apoi copiii noștri odată pe lună au masă de părtășie la biserică. Copiii noștri nu sunt ai fraților de peste drum, ai noștri sunt. Ei, la copii ăștia cineva le gătește masa, cum le gătiți dumneavoastră acasă, e o femeie sau două sau zece care le gătește aici la biserică, de 12 ori pe lună. Asistentul și păstor. De 12 ori pe an. Frați dragi, care este rodul nostru în dimensiuni concrete de slujire? Vedeți, sunt mulți oameni care pur și simplu nu fac nimic. Statisticile spun că potrivit unei reguli nescrise, în cele mai multe dintre biserici, regula aceasta, 8 oameni nu fac nimic și 2 oameni fac totul. Pentru că din ce faci, ai mai face și din ce nu faci, nu ai mai face. Când te apuci să faci ceva, primești pasiune pentru ce faci, aproape că simți să mai faci și altceva. Simți gustul, simți bucuria. Și când îți pierzi pasiunea și bucuria aceasta, renunți la lucrurile pe care le făceai unul câte unul și ajungi să nu mai faci nimic. Evident, nu înseamnă să faci ceva public neapărat. Sunt o grămadă de slujbe care nu sunt văzute. Este slujba rugăciunii, este slujba postului, este slujba mijlocirii, este slujba primirii de oaspeți, este slujba vizitei la spital, este slujba să postești când te anunță păstorul pentru un bolnav, este slujba să duci o farfurie de supă la cineva care pur și simplu nu-și poate face pentru o vreme. Sunt o grămadă de slujbe nebăgate în seamă, nevăzute. Este slujba aducerii înapoi a unui copil sau a cuiva din familie. Sunt tot felul de slujbe. Nu trebuie să rezumăm slujbele la formații, la predică, la ușieri și la lucrurile tehnice. Însă dumneata știi dacă faci ceva pentru Domnul sau nu. În încheiere vreau să te întreb următorul lucru. E 31 decembrie. Nu mai poți să faci nimic pentru că e ora 10 fără 10. La ora 12 s-a încheiat. Și anul 2011 va rămâne în memoria dumitale și în cărțile lui Dumnezeu ca o perioadă bună în care business-ul lui Dumnezeu a câștigat sau ca o perioadă rea unde business-ul lui Dumnezeu s-a prăbușit. A pus Dumnezeu în pământ sămânța, dar n-a ieșit nimic. Dumnezeu a investit în mine, dar eu n-am investit în împărăția Lui. Dumnezeu mi-a dat voce, dar n-am cântat cu ea. Dumnezeu mi-a dat dar, dar n-am slujit cu El. Dumnezeu mi-a dat bani, dar n-am contribuit cu ei. Dumnezeu mi-a dat timp, dar n-am fost prezent cu El. Nu am făcut nimic din anumite motive. Lene spirituală, nemulțumire pe biserică sau pe cineva și tot felul de alte scuze care pe 31 decembrie ne face să ne simțim jenați și nefolositori. Poporul Domnului, în această seară avem bucuria că fiecare dintre noi avem în mână 30 de grăunțe, 60 sau 100? Ai bucuria aceasta? Dacă nu, acasă poți să ai cea mai tare friptură. În inima dumitale vei ști că ai putut să faci și n-ai vrut. Și asta îți va da o notă de frustrare. Care ți este inima? Care ți este starea? Ce ai putut să faci mai mult anul acesta? Scopul meu nu este să te acuz. Eu sunt un om ca dumneata. Scopul meu este să te motivez pentru anul care vine spunându-ți supărarea, scuzele, nemulțumirea, mofturile nu conduc niciodată la succes, că dacă așa faci în business-ul pe care l-ai, vei falimenta. Și dacă așa faci la biserică, nu vei sluji niciodată, pentru că ai suficiente motive să spui, eu de astăzi înainte nu mai fac lucrul ăsta pentru următorul motiv. Frați și surori, Dumnezeu ne-a mai dat un an, a fost credincios, ne-a dat sănătate, ne-a binecuvântat cu bucata de pâine.
și a împlinit promisiunile față de noi. Ne-am rugat pentru atâția oameni și de cele mai multe ori ne-a împlinit rugăciunea ascultând-o. Și astăzi noi stăm în fața acestui Dumnezeu de la care avem totul. Doar suflarea de viață, dacă și-ar trage-o, cu ce am rămâne? Și El vine să spună, vreau să-mi dai ce este al meu, rodul semănăturii. Unde-i rodul? Fiecare dintre noi știm cât am făcut pentru Domnul. Eu nu vă privesc pe dumneavoastră prin prisma predicatorului, că nu toți predicați, sau prin prisma cântării, că nu toți cântați. Eu nici nu vă privesc, de fapt, ci vă privește Dumnezeu. Dumnezeu știa ce putea să faceți și n-ați făcut. Răspundeți următoarea întrebare. 31 decembrie, unde ți este rodul? Simplu fapt că suntem membri într-o biserică evanghelică, scumpii mei, nu rezolvă problema. Hristos n-a venit să fie doar cetățean al planetei Pământ, membru al planetei Pământ. Hristos a suferit, a colindat, a alergat, a suferit, a răbdat, a pătimit și a murit. Hristos a slujit, iar slujire înseamnă suferință. Noi nu trebuie să fim doar membri ai Bisericii Betania. Hristos n-a fost doar membru al planetei Pământ. Hristos nu a venit doar să fie om pe Pământ sau membru în biserică. Hristos a venit să slujească. Slujba Lui are rod. Eu sunt una dintre boabele rodului Lui și dumneata ești a doua boabă. Fii sincer, puteai să faci mai mult spiritual, financiar, administrativ, la nivel de voluntariat într-o zi, într-o anumită lucrare? Ce se întâmpla dacă făceai o gogoașă în plus? Ce se întâmpla dacă veneai 5 minute mai devreme? Ce se întâmpla dacă mai veneai o zi la adunare? Ce se întâmpla dacă mai dăteai încă $100? Fii sigur, n-ai dat-o la biserică, ai dat-o pe altceva. Și astăzi e 31 decembrie. Ce trist ar fi pentru cineva să fie cu mâinile goale, să fie pământul ăla de care stăpânul nu s-a putut folosi și stăpânul să se uite la el și să întrebe, ce aș mai fi putut să fac viei mele? Și n-am făcut. Ce aș mai fi putut să fac viei mele? Și n-am făcut. Eu m-am așteptat să facă struguri și a făcut struguri sălbatici pe care nu-i pot mânca nimeni, nici animalele. Frate și soră, aș vrea să stăm împreună înaintea Domnului și să ne cercetăm. Fiecăruia dintre noi ne-a dat Dumnezeu harul să facem o slujbă în casa Lui. Fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi ne-a dat Dumnezeu un dar, o favoare, o oportunitate, o chemare, un privilegiu. Mă gândesc la sufletul meu. E supărat stăpânul pe mine în seara asta? Închei anul ăsta, îl pun într-o cutie și îl bag într-un dulap unde nu o să mai am cheia niciodată de acolo. Și poate că aș vrea la anul să mai am acces în cutia asta să mai pot corecta ceva. Ești cumva omul ăsta? Dragul meu, ceea ce vreau este să ai sentimentul acesta că nu ai făcut ceea ce trebuia, dacă ești în postura asta. Să-ți ceri iertare de la Domnul și dacă Dumnezeu ne va mai da harul să trăim după următoarele 2 ore, să stăm în rugăciune și când ne vom ruga la 12 să spunem, Doamne, am mai avut încă experiența unui an, m-am încrezut în mine, mi-am lăsat ambiția să mă conducă, am fost prea econom, dacă nu cumva lacom, am vrut să demonstrez nu știu cui că fără mine nu se poate, sau am făcut cu tare sau cu tare lucru, poate în familie am fost prea aspru cu un copil și l-am pierdut, poate am fost prea rigid cu soția și am pierdut-o, poate am fost prea nu știu cum, viața noastră este complexă. Gândiți-vă în situația în care sunteți dumneavoastră și eu în situația în care sunt eu. Scumpii mei, a trecut un an din viață. 31 decembrie 2011 și stăpânul a venit să-și ia rodul. Unde este? Și vreau să ne rugăm Domnului și fiecare să stea la rugăciune înaintea lui Dumnezeu și dacă trebuie să-și ceară iertare pentru ceva, să se smerească și să-și asume angajamentul slujirii cu toate resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Să nu dăm înapoi, pentru că e aproape clipa când va veni stăpânul să ne răsplătească. Să nu rămânem fără răsplată, să nu rămânem afară. Noi am gustat din bunătatea lui Dumnezeu, noi l-am cunoscut pe stăpân, noi am stat alături de el în slujire, noi am plâns în prezența lui, noi am strigat în rugăciuni și am petrecut în post, noi am vorbit din Evanghelia aceasta, noi ne-am învățat copiii despre pocăință,
Noi am fost pentru o vreme o mărturie pentru colegii sau pentru vecinii noștri, dar astăzi este 31 decembrie 2011. Cum te prinde ziua asta? Stai înaintea Domnului, dragul meu. Învață că timpul trece și că dacă nu-l folosești, dacă nu sameni și dacă nu te îngrijești de ce ai semănat, vine stăpânul din nou în 31 decembrie și nu are ce să primească lauda, cinstea și onoarea de la mine. Vă invit să ne ridicăm în picioare, frați și surori, și să avem o rugăciune de mărturisire, o rugăciune de stare înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune de evaluare, fiecare cu sufletul lui, fiecare cu casa lui. Ne rugăm cu toții Domnului. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania...